Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Ascultătorii, încă poposim împreună cu poporul evreu la poalele Muntelui Sinai, aici unde Dumnezeu se adresează poporului într-un mod special, precizând în termeni în care se va desfășura relația dintre el, dintre el și poporul său. Dați-mi voie să vă reamintesc cât de important este ca noi să fim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cel care face ca aceste cuvinte adresate unui popor cu mii de ani în urmă să fie cuvinte actuale. Să fie cuvinte care au semnificație pentru noi. Suntem, deci, la capitolul 32, un capitol care ne prezintă din nou condiția păcătoasă a omului și dragostea și înțelegerea lui Dumnezeu față de El. Despre ce este vorba? Despre un incident trist pentru poporul Israel. Dar să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Poporul, văzând că Moise se zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, Haide, fă -ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Să ne amintim puțin ce se întâmplă cu poporul. După ieșirea din Egipt, poporul trece prin acele experiențe de la Mara, apoi Elim, dar și prin războiul cu amaleciții. În cele din urmă ajung la muntele Domnului. Acesta este locul în care Dumnezeu se prezintă din nou poporului. De asemenea, Dumnezeul cheamă pe Moise sus pe munte pentru a-i prezenta toate lucrurile legate de închinare, cortul întâlnirii, echipamentul cortului și hainele preoțești. Tot acum îi sunt prezentate lui Moise și tablele legii. În acest context este foarte probabil ca Moise să fi petrecut ceva timp pe munte. Ei bine, a fost suficient ca poporul să nu-l vadă pe Moise pentru o vreme, ca imediat să uite tot ce le spusese Dumnezeu. Imediat se îndreaptă către idolatrie. Interesantă este și atitudinea lui Aron în această situație. Aron le-a răspuns, scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și ficelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aron. Aron, care urma să primească în vestitura de mare preot, în loc să țină poporul departe de idolatrie și să le aducă aminte ceea ce le comunicase Dumnezeu până acum, le face tot ceea ce cer ei. Dar să ne gândim puțin la ceea ce făcea poporul acesta pentru că nu este ceva normal. În cele din urmă, poporul este scos din Egipt în urma strigătelor lor din timpul robiei. Dumnezeu atacă toate zeitățile și toți idolii Egiptului. Lupta aceasta fiind o demonstrație atât pentru poporul egiptean cât și pentru Israel. Poporul a văzut atunci care este adevăratul Dumnezeu. Mergem puțin mai departe și ajungem la minunile pe care Dumnezeu le face în mijlocul poporului. Mai întâi este trecerea Mării Roșii. Acolo. Atunci când nu mai vedeau nicio șansă de scăpare, intervine Dumnezeu, și ei trec prin mijlocul mării ca pe uscat. În spatele lor, armata egipteană este înghițită de ape. Merg mai departe, prin pustiu, și Dumnezeu le dă apă și hrană, fără ca ei să merite lucrul acesta. Zi și noapte, vedeau în mod fizic prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Cu toate acestea, la numai câteva zile în care nu-l mai văd pe Moise în mijlocul lor. Ei vor un alt Dumnezeu. În ciuda precizărilor exprese pe care Dumnezeu le-a făcut în ceea ce privea idolatria. Care era motivul lor? Care erau cauzele? Poate că trebuie să ne gândim aici la un argument pe care mulți dintre noi l au când vor să găsească scuze pentru faptul că nu se închină lui Dumnezeu. De obicei, acești oameni spun, dar cine îmi dă garanția că există Dumnezeu? De fapt, cu alte cuvinte, ei spun cam așa ceva: Ce dovezi fizice mi-aduci tu că există Dumnezeu? Dragii mei, oare mai avem nevoie de dovezi fizice când lumea fizică în care trăim noi poartă amprenta lui Dumnezeu? Nu cumva este de fapt vorba despre un alt aspect? Dumnezeu tocmai le dăduse poruncile, și poporul promite să le asculte. Apoi, Dumnezeu le vorbește despre modul de închinare. În modul acesta de închinare, poporul trebuia să recunoască păcatul lui. Fiecare jerfă, cortul întâlnirii, altarul, totul făcea referire la păcatul lor și la nevoia lor de iertare. Aceasta este, dragii mei, și problema celor mai mulți din zilele noastre. Dificultatea cea mare nu este recunoașterea faptului că există Dumnezeu, ci recunoașterea că ei sunt păcătoși și că au nevoie de iertare. Pentru că atunci când recunoști că Domnul este Dumnezeu, trebuie să recunoști și că ești păcătos. Când recunoști păcatul, trebuie să recunoști și că va veni o judecată. Iar dacă la această judecată te prezinți fără să ai un izbăvitor, sentința este moartea. De aceea cred unii că este mult mai simplu să ignori dovezile clare ale existenței lui Dumnezeu și să pretinzi că viața pe care o duci este cea mai bună. Dar trist este, dragi ascultători, că sunt biserici întregi care alunecă pe această pantă apostaziei, a îndepărtării de Dumnezeu. Am întâlnit oameni care nu se mai închină așa cum cere Dumnezeu și, dragul meu, când nu te închini așa cum cere Dumnezeu, te închini altuia. Să mergem însă mai departe la ceea ce spune Cuvântul Sfânt. El a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat, Ascultați bine și remarcați lucrul acesta, pentru că o să vedeți scuza pe care o prezintă Aron mai târziu. Poporul a zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului! Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului! A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arder de tot și jerfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Este tocmai ceea ce semnala Madineuri. Ei nu au acceptat ceea ce le spunea Dumnezeu cu privire la închinare. Dumnezeu le-a cerut să nu facă nicio reprezentare fizică a divinității. Dar ce fac ei? Tocmai o astfel de reprezentare. Să nu mai vorbim despre modul în care și-l imaginează ei pe Dumnezeu. De fapt, imaginea nu le era străină. În Egipt, boul Apis era una din zeitățile importante. Ei bine, ei și-l închipuie pe Dumnezeu în această formă. Dar ceea ce este și mai interesant aici este că ei spun că acesta este Domnul. De fapt, ei nu se închinau altui Dumnezeu, cel puțin în conștiința lor. Ei credeau că așa arată Domnul. Chiar și jerfele pe care Dumnezeu poruncise să-i le aducă numai lui ei le îndreaptă aceste zeități făcute de mâinile lor. Afirmația lor mă face să cred că era doar o problemă de închinare. Ei nu neagă evenimentele istorice. Sunt conștienți că au fost izbăviți de Dumnezeu. Nu spun ei, iată Dumnezeul care te-a izbăvit din Egipt. Numai că acum ei vor o formă pentru Dumnezeul acesta. În ciuda ceea ce zisese Dumnezeu, ei își fac această reprezentare. Mai mult, Poporul este gata să sacrifice pentru aceasta. Aron însuși organizează sărbătoarea în cinstea acestui domn. Încă o dată, ei nu se închinau unui alt Dumnezeu. Ei se închinau diferit de ceea ce spusese Dumnezeu. Dar, dragii mei, închinarea diferită de ceea ce ne spune Domnul înseamnă închinare unui Dumnezeu străin. Noi ne închinăm prin mijlocirea Domnului Isus, dacă nu ne închinăm prin el, atunci nu ne închinăm cui trebuie. Dumnezeu este foarte clar în această direcție. Domnul Isus a fost trimis aici, pe pământ, pentru a deschide calea noastră către Dumnezeu. El este cel prin care relația noastră cu Dumnezeu este refăcută. El este cel prin care este primită închinarea noastră. Indiferent ce metodă găsim, dacă aceasta locolește pe Fiul lui Dumnezeu, ea ne conduce către altcineva. Dar, nu către Dumnezeu. Să ne întoarcem la poporul evreu. Dumnezeu vede de pe munte ceea ce făcea poporul. Domnul a zis lui Moise, scoală și pogoară -te. Căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au bătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jerfe și au zis, Izraele, Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Dragi prieteni, Dumnezeu nu a izbăvit Israelul pentru că erau altfel decât noi, pentru că erau mai buni, pentru că erau superiori. Nu. Dumnezeu știa foarte bine care era caracterul acestui popor, așa cum îl cunoaște pe al fiecăruia dintre noi, de altfel. Domnul a zis lui Moise: Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi misui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Dumnezeu știe că Israel este un popor încăpățânat. Știa că este un popor care face numai ceea ce vrea el și nu ceea ce îi cere Dumnezeu. Dar suntem noi altfel? Nu suntem noi la fel ca și ei? Nu suntem noi la fel de încăpățânați? În ceea ce privește cuvintele pe care Dumnezeu le spune lui Moise referindu-se la popor, ele sunt mai degrabă un test pentru Moise decât o hotărâre a Domnului. Dumnezeu îi spune lui Moise cam așa: Moise, ce spui dacă eu închei acum un legământ cu tine așa cum am încheiat cu Avram? Uite că poporul pe care tu l-ai scos din Egipt este neascultător și eu nu-l mai suport. O să fac din urma și tăi un popor. Vă dați seama că Dumnezeu nu ar fi făcut așa ceva, dar îl pune pe Moise la încercare și trebuie să recunoaștem că este un exemplu minunat pe care Moise ne-l dă aici. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Observați accentele, vă rog, Dumnezeu îi spune lui Moise, poporul tău, iată ce face. Dar Moise îl abordează pe Dumnezeu acum în aceeași manieră. De fapt, Dumnezeu îi spune lui Moise să-și aducă aminte că el a scos poporul, poporul care acum se închina vițelului pe care îl făcuseră. Poporul acesta se depărta acum de Dumnezeu și acționa acum după buna lui plăcere, iar Moise răspunde lui Dumnezeu și nu folosește vorbe goale, așa cum folosesc mulți dintre noi în rugăciunile lor. Dragii mei, este uneori atâta ipocrizie în rugăciunile noastre, încât nici nu este de mirare că ele sunt ascultate. Dar ascultați ceea ce spune Moise. El spune cam așa: Doamne, cred că ai făcut o greșeală. Eu nu mi-aduc aminte să fi scos vreun popor de undeva și apoi acesta nu este poporul meu este poporul tău. Tu l-ai scos din Egipt. Tu ai făcut lucrul acesta, tu ai făcut-o cu brațul tău cel puternic. Eu nu aș fi putut face lucrul acesta. Știi doar că am încercat eu ceva, dar n-am reușit. Cred că este o greșeală, Doamne. Mare curajere, Moise. Nu știu cine ar mai vorbi așa cu Dumnezeu. De fapt, el merge și mai departe. Pentru ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos? ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului. Întoarce-te din la mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Doamne, spune Moise, tu ai scos poporul acesta din Egipt și lucrul acesta a fost o mărturie pentru egipteni. Dar dacă tu îi pierzi în deșertul acesta și nu îi vei duce în țara pe care le-ai promis-o, ce vor spune ei? Ce vor spune celelalte popoare? Doamne, este poporul tău trebuie să-i duci unde l-ai promis. Iată însă și un al treilea motiv pentru care Dumnezeu ar trebui să se întoarcă de lui împotriva poporului. Aduți aminte de Avram, de Isaac, de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți: Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Cu alte cuvinte, Moise spune: Doamne, tu ai făcut o promisiune! Tu le-ai promis ceva acelor oameni care și-au pus nădejdea lor în tine. Nu se poate să nu te ții de cuvânt. Dragi prieteni, credeți că nu știa Dumnezeu aceste lucruri? Ba da. Voiam să se vadă cât de bine le cunoaște Moise. Și Moise le cunoaște. Moise dovedește aici că îl cunoaște pe Dumnezeu. El știe că nimic din lumea aceasta nu se petrece fără știrea lui. Știe de asemenea că Dumnezeu are o mărturie în fața întregii lumi. Știe și că Dumnezeu nu și-a -și înapoi cuvântul dat. Dragi prieteni, aceste lucruri trebuie să ne ajute și pe noi. Este bine să știm că nimic nu scapă ochiului lui Dumnezeu. Nimic nu-l surprinde. El știe ce este în inima noastră chiar mai bine decât noi înșine. De asemenea, el are mereu o mărturie în fața lumii întregi. Chiar și atunci când noi nu vedem, El are mereu o rămășiță credincioasă. Pe de altă parte, promisiunile Lui sunt întotdeauna duse la îndeplinire. Dacă El a promis pentru cei ce cred în El că vor fi mântuiți, aceasta se va întâmpla. El nu și ia vreodată cuvântul înapoi. Ca atare, și în această situație, Dumnezeu își retrage mânia sa și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Dar păcatul are anumite consecințe. Trebuie să fie o judecată. Moise se întoarce în tabără și găsește poporul jucând în jurul vițelului lor. Moise s-a întors și s-a pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, În tabără este un strigă de război." Moise a răspuns, Strigătul acesta nu e nici un strigă de biruitori, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă." Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, arunca tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră răiei și l-a ars în foc. L-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să bea. Moise își iese din fire când vede ce face poporul. Sparge tablele pe care chiar Dumnezeu le săpase cu degetul lui. Un acces de furie, spune noi. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că Moise a fost cel mai blând om. Acum, vedeți, blândețe nu înseamnă indiferență. Nu înseamnă că nu trebuie să ai vreo reacție la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Trebuie să faci ceva. Blândețe înseamnă, de fapt, putere. Însă este vorba despre o putere sub control. Moise a fost un om blând. Adevărata lui inimă a fost aceea prezentată în cuvintele pe care le adresează lui Dumnezeu. El iubea poporul. Știa ce este mai bine pentru popor știa că a fi cu Dumnezeu era cel mai bun lucru pentru popor. Dar era și Aron acolo. Și Aron avea responsabilitate față de popor. Moise a zis lui Aron, Ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns, Să nu se aprinde de mânie, domnul meu. Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis, Fă ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci moise omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis: Cine are aur, să-l scoată, și mi l-au dat. L-am aruncat în foc, și din el a ieșit vițelul acesta. A zis ce spune Aron. L-am aruncat în foc, și din el a ieșit vițelul acesta. Mie îmi sună minciună. Aron luase aurul, îl bătuse și în felul acesta făcuse din el vițelul. Dar acum, imediat, el declină orice responsabilitate. El nu se simte vinovat. Dragii mei, sunt oameni cărora Dumnezeu le-a încredințat responsabilitatea păstoririi poporului său, care procedează, din păcate, asemenea lui Aron. Ei nu fac altceva decât să dea poporului ceea ce îi place. În felul acesta câștigă popularitate, oamenii îi iubesc. Dar în ce privește adevărata închinare, poporul este departe de voia lui Dumnezeu. Prietene drag, poate nu ai responsabilitatea unui grup, a unei biserici, însă ai responsabilitatea celor din casa ta. Ești responsabil pentru colegii tăi de serviciu. Ești responsabil pentru vecinul tău. Ce faci tu? Ești asemenea lui Aron te complaci în același comportament cu al lor, uiți că tu trebuie să ai o mărturie în mijlocul lor, te disculpi și tu, sau, asemenea lui Moise, mijlocești, insiști pentru cei din jurul tău, pentru ca și de ei să se îndure Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ar trebui să facem fiecare dintre noi. Acum, scuzele lui Aron stârnesc grâsul. El spune că tot ce a făcut a fost să arunce aurul în foc și din foc a ieșit vițelul pur și simplu. Câte astfel de scuze nu auzim de la cei din jurul nostru? O, Doamne, ai milă de noi! Suntem responsabili, dragi prieteni, pentru cei din jurul nostru. Orice creștin, orice urmaș al Domnului Isus este un mare preot care trebuie să mijlocească și să călăuzească pe semenul său către Dumnezeu. Iar acesta nu trebuie să fie numai o datorie, ci o pasiune a inimii. Ascultați ce spune Moise înaintea lui Dumnezeu. Moise s-a întors la Domnul și a zis, Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Dragi prieteni, păcatul din jurul nostru este mare. Răsplata lui este moartea și, citind acest capitol, putem vedea că pentru el nu există cruțare. Dar este important ca omul să se întâlnească cu cel ce poate aduce izbăvirea. Moise a vrut să plătească chiar cu prețul vieții sale veșnice pentru popor. Asemenea lui trebuie să fim și noi mistuiți de pasiunea față de cei pierduți. Aceasta este adevărata închinare. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.